la Nagigi Becali și mi-a dat ăla, tratamentul pentru hepatita C, ăla cel mai bun din... M-am scăpat, vă dați seama, sunt niște pastile. Am luat zi de zi tratamentul, după 2 săptămâni s-a negativat tot și acum nu mai am nicio problemă. Sunt sănătos, tun, presupun că e foarte scump tratamentul ăsta, despre că e cel mai bun și că era la Gigi Becali, l-avea Gigi Becali? Da, 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 este un tratament foarte scump, un tratament la început, atunci când a apărut, costa foarte mulți bani, vă dați seama, el mi l-a dat mie cadou în jur de 30.000 de euro sau 40.000 de euro. Incredibil, mi se pare, Florentin. Un gest da, total dezinteresat. Eu, mie, în momentul când mi-a dat tratamentul, vă dați seama că nu treceam printr-o perioadă foarte, foarte bună a vieții mele și da, cu sănătatea, în primul rând, că până la urmă le rezolvi pe toate, timp. Dar mi-a dat cadou așa 40 de mii de euro și m-a pur și simplu mi-au dat lacrimile pe loc. Și știți cum e el, un om extraordinar cu niște gesturi pe care le face, ajută lumea, face în așa fel încât ca toată lumea să fie fericită. Bine, nu toată lumea îl aprobă, dar pentru mine este un om extraordinar și aș dori să-i mulțumesc, bineînțeles că o să-i mulțumesc toată viața pentru gestul pe care l-a făcut. Sunt acasă, sunt cu familia, cu toți copilașii, mai târziu îmi vin niște prieteni la mine, nimic. A, deci interesant, așteptivitate. Ieșit în comun. Da, 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 da. O să-ți bubuie telefonul probabil cu mesaje astăzi și telefoane de la dinamoviști în special? Da, cu siguranță, cu siguranță, pentru că na. Și cum în momentul când faci niște lucruri frumoase în viață, oamenii nu te uită și asta mă încântă foarte tare pentru că îmi dau seama că încă dinamoviștii și oamenii adevărați țin foarte mult la mine. Țin în cont de trecutul și de toată perioada pe care am trecut-o la acest club și nu numai. Da, și echipa națională, știi foarte bine unde ai fost și acolo, piesă de bază. Florentin, zi-mi, da, te rog, ce înseamnă pentru tine această cifră 45 de ani? Of, ce să spun, este o vârstă foarte frumoasă. Este o vârstă în care, din punctul meu de vedere, mi-am îndeplinit tot ceea ce mi-am dorit. Momentul când am început să văd viața, să realizez în toată perioada copilăriei, mi-am îndeplinit visul, mi-am îndeplinit tot ceea ce mi-am dorit de mic copil. A fost ceva în cariera ta de fotbalist? Vreun regret? Există vreun regret că n-ai atins ceva? Ok, ai echipa națională, ai titluri, ai cupe, ai meciuri în Europa. Practic ai atins tot. Ai vreun regret? Singurul regret pe care l-am este că nu am reușit să joc cu Dinamo în Champions League. Am avut posibilitatea de 2 ori. Nu am reușit lucrul ăsta și asta m-a durut. Dar lucrurile pe care le-am făcut acolo și oamenii pe care i-am cunoscut, oamenii pe care o să-i respect toată viața pentru că am rămas prieteni și ăsta este cel mai important în toată perioada asta a noastră. În toată perioada pe care am avut-o la Dinamo am realizat lucruri extraordinar de mari. Greu de realizat în momentul de față, dar nu imposibil. Mai ales surprinzător și demn de tot respectul pentru tine, mai ales că tu ai avut și probleme destul de serioase de sănătate, știm foarte bine că ai avut o hepatită dificilă. Alții sunt sănătoși, tu și nu ajung la performanțele tale, tu ai trecut și peste acea hepatită care te-a ținut parcă în afara gazonului aproape un an, dacă mi-aduc bine aminte. Un an și 2 luni m-au ținut, dar să nu uităm că am avut și problemele alea din Delta când am fost la pescuit și m-am electrocutat, m-a dat un pic înapoi cu tratamentul. Da. Pentru că mi s-au întâmplat lucrurile astea, fac parte din viață, nu poți să treci peste ele pentru că nu poți să știi ce ți se întâmplă de pe o zi pe alta. Au făcut parte din viața mea, am trecut peste ele cu brio și am luat-o de la capăt în momentul când m-am făcut bine din toate punctele de vedere. Florentin, cât de greu a fost pentru tine după un an și 2 luni, cum spui, să revii la o formă fizică până la urmă bună? Cât ți-a luat exact? Uite, exact acum 3 minute, 5 minute m-a sunat omul
care îl respect și îi datorez aproape toată perioada aia. E vorba de Sensei Nicolae, tata lui Marius Nicolae, care a stat lângă mine zi de zi, 4 luni de zile, 2 antrenamente pe zi, numai duminică aveam liber, cu niște antrenamente dintre astea de, cum să spun, ca să-ți revii la forma pe care am avut-o înainte, a trebuit să mă pregătesc de 2 ori mai mult și mai tare decât o făceam înainte. În acele Și am reușit. momente, te rog, scuză-mă. Nu, nu, nu-i nimic, te rog, zi. Vreau să te întreb dacă în acele momente ai simțit vreun moment că cei din clubul Dinamo ar putea renunța la tine, cum se mai face în ziua de astăzi, s-a accidentat jucătorul cu tare, stă 6 luni, la revedere, îi rezilie în contractul. Tu ai avut vreun moment în care să nu mai aibă acei oameni încredere în tine? Nu, niciodată. Am avut oameni de încredere, oameni care m-au ajutat enorm de mult. Țin minte că la un moment dat Cristi Borcea m-a sunat să mă întrebe dacă am nevoie de ceva. Și am zis, zic, nu, deocamdată am nevoie să fiu sănătos și să pot merge mai departe, să pot juca fotbalul. A doua zi mi-a trimis 10.000 de euro ca să nu am probleme din toate punctele de vedere. Nu mai Incredibil. zic de... Nu mai zic de domnul Badea, Giovanni Becali, care erau aproape de Cornel mine Dinu. atunci. Nea Cornel Dinu, nu mai zic. Nea Cornel Dinu mă lua dimineața, mai ales în perioada de la început, m-a luat dimineața și am mers cu el împreună la cei mai buni doctori pe care îi aveam atunci în București. Aici mă refer la doctorul Dan Georgescu, pe care l-am avut la Spitalul Sfântul Ioan. Și mi-a prescris tratamentul pentru hepatita C atunci. Da. Acum sper că ești bine, că știu că ai mai avut o recidivă în urmă cu ceva timp. Parcă se Da. rezolvase cu un tratament mai avansat. Da. Am avut noroc din punctul ăsta de vedere, pentru că sunt prieten foarte bun cu Ana Maria. Ana Maria Prodan. Da, Da. este o femeie extraordinară. Tot așa eram într-o dimineață, mi-a recidivat, era de așteptat, pentru că în momentul când ai o hepatită dintre asta și nu efortul pe care l-am făcut și perioada pe care am avut-o în toată perioada asta când am jucat, a recidivat tratamentul. Am făcut iar interferon încă vreo 4-5 luni de zile. Corpul nu a răspuns la tratament. Și într-o dimineață eram așa cătrănit și m-a sunat chiar de la spital, veneam și mă Da. întreabă, zice, dar ce s-a întâmplat? De ce e supărat? Eu zic, băi, Ana, uite, am fost la spital, nu mi-au ieșit analizele ok și zice, dar ce s-a întâmplat? Că parcă ai jucat, n-ai avut nicio problemă cu hepatita. Zic, da, dar uite că mi-a recidivat. Și zice, închide telefonul că te sun în 5 minute. Și m-a sunat în 5 minute și m-a trimis la Nea Gigi Becali.